Miercuri 20 ianuarie, la ora 17, Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava, Primăria și Consiliul Local, în parteneriat cu TVR Iași, ne invită la prima întâlnire cu scriitorul și jurnalistul Matei Vișniec pe scena teatrului care îi poartă numele. După ce deschide seria de conferințe ale anului 2016 la Teatrul Național București, duminică, 17 ianuarie, la sala Atelier cu tema Teatru și Jurnalism, Matei Vișniec este sărbătorit la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași pe 18 ianuarie și la TVR Iași pe 19. La Suceava, distinsul dramaturg bucovinean va susține aceeași conferință lectură, teatru și jurnalism, iar TVR Iași va prezenta filmul documentar Matei Vișniec, Regele Avignon. În final, va avea loc o dezbatere cu echipa care a realizat filmul și directorul TVR Iași, Carmen Olaru. Înființat în 1947 de către Jean Villard, festivalul de la Avignon este unul dintre cele mai importante evenimente din întreaga lume dedicate artelor spectacolului. De aproximativ un sfert de secol, textele lui Matei Vișniec sunt montate la festivalul de la Avignon. Născut la 29 ianuarie 1956, la Rădăuți, Matei Vișniec descoperă în literatură, sub regimul lui Ceaușescu, un adevărat spațiu al libertății. Deoarece în România cenzura interzice textele, Matei Vișniec cere în 1987 azil politic în Franța. Începe să scrie în limba franceză, pentru o vreme lucrează la BBC Londra, iar din 1990 este jurnalist la Radio France International. Devine cetățean francez în 1993, dar își păstrează și cetățenia română. E greu să fii scriitor și jurnalist în același timp, spune Matei Vișniec. În ce mă privește, în orice caz, mie mi-este din ce în ce mai greu. Luate separat, ambele meserii sunt extraordinare. Când sunt exercitate împreună, ele încep să se bată cap în cap, se ciocnesc chiar cu o violență surprinzătoare. Literatura te trage oarecum în sus, spre înălțimi, spre tot ce e mai sublim în om. Jurnalismul, din potrivă, mai ales când e practicat zi cu zi, te izbește de pământ, de realitate, de actualitate. Am încheiat citatul. O triplă sărbătoare, așadar, pentru Suceava. Primul eveniment oficial al Teatrului Municipal Matei Vișniec, cu participarea extraordinară a binecunoscutului dramaturg, care împlinește în această lună 60 de ani și care ne va povesti ce rol au jucat teatrul și jurnalismul în viața lui, precum și prezentarea în premieră la Suceava a filmului documentar.